Tac! În doar 3,5 secunde și-a doborât adversarul. Vom vedea dacă va reuși să-și doboare recordul în această seară. În lupta cu englezul Ben Earl. Așa că trebuie să rămâneți până la sfârșit să vedeți această luptă. Este main eventul serii. Este a doua ediție a Urban Legend. Prima a fost un real succes. De aceea, iată, în această seară, Piazeta Casino din stațiunea Mamaia, suntem la cea de-a doua ediție. Da, continuă seara gala Urban Legend, singura gară din România. Și comisia de arbitraj. O luptă de K1 și MMA Strike. De comisie Florin Iordanaia. Am văzut primele 6 lupte ale galei. Gheorghei Strate și Ionel. O recapitulare rapidă. Ștefan Orza din Constanța a câștigat prima confruntare cu Alexandru Moisescu. Ștefan Orza, spuneam, constanțeanul de 16 ani de la Clubul Pontica, a urmat Ștefan Ilaș cu tot constanțean, 16 ani, de la Taichi Doriu, victorie în fața lui George Taifas, totul sportiv constanțean de la Jordan Kickbox, apoi Denis Derviș, tot de la Taichi Doriu Constanța, l-a mis cu Alexandru Veisel de la același Jordan Kickbox din Constanța. Victorie prin abandon. La fel Ilaș cu mai devreme pe George Taifas. Și în fine la un ultimul meci de la secțiunea undercard, Răzvan Bivolaru de la Jim Craiova l-a învins pe în vârstă de 16 ani, l-am vins pe Buședic Șarbel de la Taichi Doriu Constanța, tot 16 ani. Apoi la K1, prima victorie a serii a fost adusă de constanțeanul Cezar Andrieș de la Campo Răvădari în fața lui Nicolae Dragoș de la Kickbox Covasna. Și în fine, în ultimul meci pe care l-am urmărit în direct la Dotto Sport, Alexandru Voicu de la Clubul Ploieștean Dacia Martial Arts l-a învins pe Sandu Marius de la Axio Poliția Navodă prin abandon după accidentare nefericită a lui Sandu Marius. Începe al treilea meci de la categoria K1, secțiunea K1, categoria 75 de kilograme. Marius Leca în imagine, sportivul de 26 de ani. Marius are 26 de ani și a venit pentru această luptă din Londra. Ați auzit pe announcerul Ionuț Coman, Marius Leca a venit din Londra, unde locuiește în acest moment, este român evident, pentru a lupta la gala Urban Legend. Este însoțit până la ring de vedeta serii, Marian Rusu, cel care va lupta în main event. Marius Leca luat în primire de arbitrul Florin Iordanoaia, care îi verifică mânușile. Daniel Gălățeanu. În colțul roșu, adversarul său din această seară, Daniel Gălățeanu. Shaking you niggas down, you can't pay your dues. We passing up your block and ooh.
Daniel are 21 de ani și activează la clubul Kickbox Ursoi Constanța. Constanțean activează la clubul Kickbox Ursoi, înființat de regretatul Iulian Ursoi. Are 21 de ani, mai tânăr cu 5 ani decât adversarul său. Discută pe durata 3 reprize de câte 3 minute. Aplauze pentru luptători! Urmează 3 reprize de câte 3 minute. Toate meciurile de la categoria K1 se dispută după această regulă. În imagine este sportivul constanțean Daniel Gălățeanu, nu e din Galați, este din Constanța, 21 de ani, de la Kickbox Ursoi. Adversarul său vine din Londra, Marius Leca, are 26 de ani plus de experiență, în mod normal pentru Marius Leca, 5 ani pot conta. Doi sportiv la categoria 75 de kilograme, staturi aproximativ egale. O luptă care se anunță foarte interesantă. Avertizat Gălățeanu, îi spune arbitrul că loviturile sub centură se penalizează. A fost o lovitură sub centură. Marius Leca se resimte, beneficiază de câteva secunde pentru a-și reveni. Lupta serea. O lovitură de picior înaltă a lui Gălățeanu. Leca se apără. Se aud indicațiile antrenorului său. Cel care l-a condus la ring este chiar Marian Rusu, cel care va lupta, spuneam, în main cardul, în main eventul serii contra britanicului Ben Earl. Vedeta pe care o așteaptă toată lumea în această seară pe ring, autorul celui mai rapid knockout din istoria sporturilor de contact la categoria grea, 3,5 secunde în 2014. Vom reveni însă cu mai multe informații despre Marian Rusu. Deocamdată Marian Rusu stă pe margine și își conduce elevul Marius Leca. Poziția în ring foarte importantă. Sportivul care reușește să rămână, iată, în avantaj și lovește tare este Marius Leca. Da, o reacție nervoasă a lui Gălățeanu. Nu știu dacă s-a auzit foarte bine, dar a fost avertizat că poate fi descalificat pentru limbaj nepotrivit, neortodox, licențios, cum vreți. Nu s-a ferit să spună pe șleau exact ceea ce s-a întâmplat, o lovitură oricum sub centură. N-a fost penalizat Leca, așa cum nici Gălățeanu n-a fost penalizat mai devreme. Se schimburi de lovituri extrem de dure. Doi sportivi antrenați cu experiență mare în artele marțiale. Leca se pare atins și el din nou sub centură.
Iordan Oaia, arbitrul acestei întâlniri, oprește din nou lupta pentru a șterge porțiunea de podea care alunecă. Fight se aude din nou îndemnul arbitrului Florin Iordan Oaia. O primă repriză foarte intensă în care am văzut multe lovituri. Un moment de întrerupere, Leca atacă hotărât și acum Gălățeanu încercând pe finalul reprizei, dar după gong se lovească decisiv. Foarte nervos pentru acel moment în care a fost lovit sub centură și a cerut penalizarea adversarului. Noi vedem cel mai spectaculos, dar și cel mai nedorit moment al serii, în care la lupta precedentă Sandu Marius de la Axiopolis Cernavoda a căzut pur și simplu peste corzi în afara ringului și s-a accidentat, nemai putând să continue lupta. Abandon care a dus la victoria adversarului său, Alexandru Voicu. Acum imagini din prima rundă a meciului dintre Marius Leca și Daniel Gălățeanu. Leca sfătuit de pe margine de Marian Rusu, de la Marian Rusu Team din Londra. Leca ascultă indicațiile lui Marian Rusu, pare să fie sportivul cu mai multă experiență, are însă în fața sa un adevărat luptător, crescut în spiritul clubului de la care provine, Kickboxer Soi, cu numeroase performanțe. Începe runda a doua. Dă-i, nu mai sta, se aude indicația relativ simplă a lui Marian Rusu, care își îndeamnă elevul pe Marius Leca, cel cu șor galben, să atace decisiv, să nu mai caute neapărat cea mai bună lovitură, să-l atace mai hotărât pe Gălățeanu. Leca stă mai bine în ring, pare să conducă lupta. Are tatuat un dragon, cred, pe spate. O lovitură joasă a lui Leca la genunchi al adversarului. De multe ori astfel de lovituri pot duce la abandonul adversarului, dacă sunt bine plasate. Să vedem dacă meciul se va încheia sau nu înainte de limită. Schimb de pumni între cei doi, atacă și Gălățeanu. O oarecare teamă sau, în orice caz, foarte precaut, își dă seama că adversarul său este mai experimentat. Oprește lupta arbitrul Florin Iordan Oaia. Să reia acum un minut din runda a doua, a mai rămas. Leca contraatacă sau răspunde de Gălățeanu. Constanțeanul Daniel Gălățeanu de la Kickbox Ursoi, cel cu short negru cu dungi albe. Un short galben auriu este Marius Leca.
care luptă pentru Marian Rusu Team, vine din Londra, acolo se pregătește. Din nou oprește Florin Iordanoaia lupta. O luptă echilibrată în care pare să fie în avantaj și este Marius Leca, dar rezistă bine Daniel Gălățeanu. Aplauze pentru ambii luptători. O luptă bună, o luptă deținută. Doi sportivi care e clar se opunesc, un arsenal de lovituri foarte variat, dar și posedă în același timp o experiență mare. Mai tânăr, spuneam, cu 5 ani, Constanțeanul de la kickboxer Soi, Daniel Gălățeanu, are 21 de ani, adversarul său 26, Marius Leca. Piațeta Casino din Mamaia, gala Urban Legend, ediția a doua, în direct la Dotto Sport. Singura gală din România cu lupte K1 și MMA Strike. Prima ediție un succes, premize pentru ca și cea de-a doua să fie un mare succes. De fapt, după numărul mare de spectatori care o urmăresc aici, în Piațeta Casino din Mamaia, putem spune deja acest lucru. Sperăm că și dumneavoastră, care ne urmăriți pe Facebook în direct acum, să apreciați această gală care, iată, propune un meci extrem, extrem de interesant între Marius Leca și Daniel Gălățeanu. Gălățeanu simte că este momentul să atace pentru a încerca să încline balanța victoriei în favoarea sa. Este singura sa șansă în această luptă cu Marius Leca, cel care a dominat până acum confruntarea. O croșeu de stânga în zona abdomenului a lui Leca, acum o lovitură de picior înaltă. Încă una, variază, iată, loviturile de brațe cu cele de picioare și din nou primește o lovitură joasă Leca, se depărtează puțin de adversarul său, se apără Gălățeanu cu toate forțele, epuizați cei doi sportivi după ce au luptat deja aproape 8 minute. Ne apropiem de finalul acestei dispute. Până acum am ghicit toate verdictele arbitrilor. Mai greu acum, dar totuși Marius Leca pare să fie câștigătorul. Iar acum vine o lovitură care risipește, cred, și ultimele necunoscute în privința câștigătorului sau în privința capacității lui Daniel Gălățeanu de a reveni în acest meci. A fost numărat Gălățeanu. Va continua lupta pentru că este un luptător născut, dar Marius Leca nu mai poate pierde această dispută. S-a accidentat, se pare, Gălățeanu și este epuizat, nu mai poate continua, este numărat. Trebuie să se ridice acum, dar nu o face. Ba da, nu renunță la luptă, dar din câte îmi dau seama este al doilea knockdown din această repriză, numai că regula pare să nu se aplice și la K1
și numai la undercard. Lupta continuă așadar, vrea să termine în picioare și după toate cele 9 minute Gălățeanu acest meci cu Leca, dar abia se mai ține pe picioare. Adversarul său nu profită sau nu vrea să încheie neapărat lupta înainte de limită. Este clar în avantaj. Leca, o lovitură ratată, a alunecat puțin. Preferă să ducă acest meci până la final, să-și protejeze, dacă vreți, victoria. E clar că adversarul său nu mai are forță de a continua și Leca câștigă într-adevăr ca un luptător adevărat, care nu și-a terminat adversarul neapărat din dorința de a oferi o victorie spectaculoasă. A fost și în dificultate în acest meci Leca. Am văzut o serie de lovituri excelente a lui Daniel Gălățeanu, sportivul de la Kickbox Ursoi din Constanța, care însă pe finalul disputei a fost numărat de două ori. Marius Leca de la Marian Rusu Team din Londra a dominat această confruntare și mai mult ca sigur va obține victoria la puncte. Pe margine este Marian Rusu în alb complet, cel mai așteptat luptător al serii, cel care va evolua în main cardul, în main eventul galei contra lui Ben Earl din Marea Britanie la plus 95 de kilograme. În colțul albastru, învingător Marius Leca. În aplauzele unanime, cred, felicitat și de adversarul său, care își recunoaște sportiv înfrângerea. Florentina Micu și reprezentantul Solstice Technology, Iulian Urse. Promotorul galei, Mihai Sop, își exprima speranța că Urban Legend 2 se va ridica la înălțimea primei gale organizate în urmă cu câteva luni, tot aici în Constanța, în Mamaia mai exact, și chiar să o depășească.